Totuși. Bună ziua. Sunt Georgescu, am vorbit puțin mai devreme la telefon cu anunțul din mine. Vezi că vă găsesc adresa. Vezi și unul ăsta? În ce mai vorbim? Cam cât să aibă, cât să ne are ce vedem noi aici? Clădirea? Da. Păi dacă e construită în 64. Eu cu matematica mai prostă. Dar să știți că... Aolo, ce m-am înnecat de la covrigii ăștia, că sunt cu susa. Da, apropo, auziți? Pafara arată mai tânără de 64. Pentru că au făcut renovarea anul trecut și nenorocirea a fost în felul următor. Că toți locatarii blocului au plătit pentru chestia asta. În loc să se facă treaba asta gratis, n-am prins o campanie electorală. Că dacă prindeam o campanie electorală, ne făcea gratis. Deci sunteți cu politica, băgatare de tot. Nu, domnule, eu nu fac politică. Dar vecinii e buni, că am înțeles că dacă v-ați înțeles cu astea, e bun vecinii, nu? Sunt buni vecinii, domnule. Păi câți aveți pe palier ca să zic sunt vecinii buni? Că dacă sunt 3-4, păi tot... suntem 4 vecini, nu știu cum ai apărut dumneata la mine, că eu n-am dat niciun păi anunț. Eu vreau să cumpăr casa, stimate domn, că ați dat, cum n-ați dat anunț? Mă, n-am e vorbit la vorba telefon, despre vecinul de vis-a-vis care vinde casa, nu despre mine. Cred că am terminat cu o vrigii și mi s-a părut ceva când am intrat aici. Ați făcut vreo modificare, ceva, că parcă... Ia, faceți și dumneavoastră, ca să nu ziceți că nu vi se pare că sună gol, nu? Păi, parcă sună așa. Ați mutat vreun perete, vreun ceva? Că... Nu am mutat niciun perete. Bă, singura problemă este că e îmbrăcat totul în rigips și probabil... Îmbrăcat în rigips? Da. Ciudat. Cadastru este? Am toate actele, dar nu m-ați înțeles, eu nu vând casa. Nu se poate, domne, nu. Acum, eu să înțeleg că... Probabil că a sunat cineva, că așa se întâmplă. Mai sună 1, 2 și numai ta mai pasă. Stai că a văzut dată la mai mult, că nu știu ce, dar primul venit, primul servis, să știți. Domnule, nu, eu nu vând casa, vând mașina. Aici. N-ați înțeles bine. Asta e mochetă sau da, e parchetă? Da, este o mochetă pe care am cumpărat-o din Franța. E antifonată? Da, e perfectă. Poți să... Da, sare-o. Aplauze. Nu, e ceva ciudat, să știți. Deci... Nu. Eu de-aia mă mut de unde stau. Dar unde locuiți, dumneavoastră? La 4 străzi, mai încolo. Și am niște probleme cu niște vecini. Au vrut să anvelopeze, că așa se numește acum. Anvelopat, când se pune de la pe deasupra. Așa. N-a vrut să anvelopeze. Și ziua. M-am trezit că... Bună ziua, să trăiți! Să trăiți! În legătură cu... Ce vedeți? Cu anunțul, să trăiți. Uite. Ziua. Anunțul cu mașina. Vălenaș Milică. Cu casa. Nu, cu mașina, domnule. Cu apartamentul. Domnule, eu am dat un anunț în ziar. Poți să... Vă rog. Poți să... Da, vă rog, luați loc. Da, cum, tot cumpărător? Ia și la noastră la fel? Da, uite, domnule, și noi. Ziceți... Păi, da, beți dacă un vin bun ardelenesc? O, cu mare plăcere. Dar stați un pic să ne înțelegem. După aia bem adălmașul. Se face înțeles? Nu, că tot mai verificam antifonare. Deci pe mine mă interesează foarte tare. Am studiat, mă învârt de multă vreme. Așa, da. Mă interesează pentru soacră mea. Mă interesează și e foarte bine că e departe, e izolată. Pentru soacră mea e minunat. N-are metrou, n-are nimic, aici rămâne, aici. E perfect. Eu cred că oamenii ăștia glumesc. Eu am înțeles că eu cânt casa părintească, nu se vinde. Dar n-am dat anunț la ziar pentru asta. Apartamentul? Ai, cum? Ce să mai duci? Dacă vreți să-i dați dumnealui... Dar stați un pic, că noi n-am găsit niciun... Da, stai, cum îi spuneți dumneavoastră. Dacă v-ați înțeles, eu mă retrag, nu, chiar nu, acum. Nici eu nu m-am înțeles, să știți. Nu, dar cum vă spune că nu mai vinde casa, fac atâta mare de drum până aici. Exact. Și vinde, eu mi-am pus și o familie. Nu vinde, nu vinde, vă rog frumos, luați loc. Cât vreți să-mi dați pe casă? Păi eu acum, dacă ați că cel puțin de eu nu pot să-mi pierd mai mult de 50.000. Nu, și eu la fel. Vorbiți în euro? Da. Păi da, toată lumea e în euro, nu? A scris 60 negociabile, eu mai mult de 50 nu pot să dau. Deci, dacă dați dumneavoastră mai mult, 50. Auziți, dar cum? Nu, pe mine mă interesează de vecini. Deci dacă vecinii așa sunt în regulă, eu vă dau 51. Avem aici 3 camere cu 2 băi. Două. Da, plus o bucătărie separat de camere. Bucătăria este închisă.
După cum vedeți, este înălțime, e perfect. Mobila, acest șemineu, l-am construit special pentru mine. E făcut de niște oameni din Harghita. Vă rog, de maghiari e făcut. Și acolo, pe șemineu, vedeți toate distincțiile mele. Eu sunt sportiv de performanță și am primit aici toate cupele acestea speciale. Bun, deci mobilă nouă, vecini buni, nu? Da. Să înțeleg că totul este mobilă nouă. Domnule, mi-ați rupt scaunul. Păi da, dar zic că e nouă, domnule. Sunteți cam greu, domnule. Hai, domnule, am 90 de kilograme, ținu. Iertați-ne. Zice, adică vreți să-mi spuneți că... Nu, îl cumpăr, cumpăr cu tot cu scaun, nu contează. Numai vecinii, vecinii sunt buni? Păi eu... Liniștiți? Asta e interesant. Da, sigur. Liniștiți. E o vecină foarte simpatică. Auziți? Tabloul ăsta și-a trebuit să stea. Ăsta și-a trebuit să stea. Bă, terminat, bă! Gura! Așa e liniște și acasă, să știți. Și mie mi s-a părut ceva suspect. Deci liniștiți vecinii. Da, dragilor. De asta ascultă? Probabil pentru că e weekend și în weekendul mai acasă și mai ascultă. Aveți dreptate, da. Eu totuși Hai mama mică, mă cam împodobit deja de 3 ori brad. Mai draga mea. Hai, ești o drăguță. Ea este menajera mea. Vino draga aici. Da. Eu îi spun mai poartă și mame menajere, dar noi nu. Ei sunt cine, mama mică, prietenii tăi? O cafea vreți, o cafea? Aveți, doamnă, aveți apă caldă este? Mama mea, te rog. Apă caldă. Să facă mama o cafea cu apă caldă. Ia mi împodobește bradul de vreo 15 ani că eu nu am timp. Da, știi ce mi se pare? Da. E curios că noi suntem în martie și împodobim bradul. Da, dragule, nu, acum ea-l despodobește. Înțeles. Iată, nu vreau să-i fac și în iulie, bradul. Trebuie să știe că noi împodobim bradul, dar ținem până la 1 martie, 7-8 martie. Așa e omul gospodar. Noi ținem toate sărbătorile și cei de la Basarabeni și ucrainieni și chinezi. Și chinezi, mămică, dar ce la americani? Dacă ea nu colului, mama. Omul gospodar își face iarna... Nu, vara brad și iarna frasin. Frasin, deci, da. Ce vorbăreți să ăștia doi, mamă. Da. Sunt prietenii tăi, mămică. Deci, nu, mamă, nu-i cunosc. Acum au venit pentru prima pentru dată. Casă. Vor să ne cumpere apartamentul. Pentru casă. Nu, mă, baulică, mamă. Păi da, doamnă, că scrie la ziar. Eu dau 50 de mii, am zis că dau, dar mai mult poate că dau. Mamă, de ce-mi faci tu mie chestia asta, baulică? Mamă, stai puțin că eu n-am zis că vând casa. Mamă, păi oamenii au zis că vând casa, mamă. Uite, anul casă... trecut, domnule, mi-a vândut casa, dar a lui bărbatul meu și ne-am dus la azil. De ce, baulică, mamă, faci tu mie chestia asta, mă? Iar vrei să mă vezi pe drumuri, mama mică, mă? Mamă, îmi vine să plângi. Ce să zic, eu lu' albatrân că mai duce sună, albatrân. Că o să mă întrebe ce face, măicuță, casa noastră dragă. Scrii tu scrisoare ceva, te rog eu frumos, ca să vadă că e scrisul tău. Nu avem posibilitatea să trăim, trebuie să facem într-un fel, să ne descurcăm. Vindem casa și ne mutăm într-o garsonieră. Nu se poate așa ceva în garsonieră. Bun, păi atunci hai să... Să cădem la învoială, ziceți cum face. Eu mă duc și de-au... Doamne, vezi de treabă, lasă să ne vândă casa, are nevoie pentru soacră. Aoleu, dar ce baulică, mamă. Domnul baulică. Da, eu rog, rog frumos. Eu dau 55. Că a zis că are și apă caldă, dau 55. 56. Da, gata, 56. Mai mult nu pot. Lasă-mă, domnule, pe mine că bine, tu mi-ai vorbit cu soacră. Așa. Ați văzut anunțul cu 60.000? Da, și am 56 am zis. Da, dar de ce îmi pui telefonul meu? E al dumneavoastră? Ba da. Să mergem la notar, vă rog. Cum să mă duc la notar? Hai, când să mergem la notar. Mergem la notar, ne înțelegem noi pe drum, totul rezolvăm. Vă rog, tot aici.